Tinerii artiști fac colaborări pentru a se lansa pe piața muzicală din țară. Este și cazul lui Iulian Rusanovski, zis Valis, și al lui Pavel Dinisiuc, fost concurent la X Factor, care vor ca mesajul lor să fie auzit prin piesele hip-hop și rap. Те, кто пускал слюни просто, ребята, сплюньте. Кто не верил в это просто, проще будьте. Продвигал свою тему вам всем назло. Не успев подумать за тебя, все решено. Люди ломятся в телек, не зная цену искусства. Юбку покороче, ты подана на блюдце. Как так можно вестись на этот бред? Рэп останется рэпом моим душевным хлебом. Он чипто фачи музыки на русу, ультривор. Он чипто фачи румына, петрико, по секунду, вместе мя папили румына, да, есть limba mea maternă. Mai prea chiar careva probleme de limbaj, de pronunțare, știi, cu toate că sunt bine cunoscut, bine știu rusa, însă oricum apăreau careva probleme. Partea a doua problemă care este, piața rusă este foarte greu, foarte greu de ajuns pe cea piață, este practic inaccesibilă pentru băieții din afara Rusiei. Piața română însă este puțin mai cunoscută, puțin mai aproape. Nici până acum nu am înțeles de ce anume numele de scenă este Valis. Cea mai dubioasă întrebare și cea mai des, nu știu pe care o primesc, o să spun, o să râzi, o să râdă toți. Dar în clasa 6-a vreau să fac muzică. La mine clasa 6-a vreau să fac muzică, nu știu, avem nevoie de un nume de scenă, știi, mi-imaginam eu, hai, las-o, ies pe scenă, am nevoie de un nume de scenă, nu-mi spune cineva, hai, Iulian Rusanovski, îți dai seama, da. Un coleg de clasă îmi zice, băi, să fii Valis, știi, se aude marfă. Ok, mă gândesc și eu, haide în clasa 6, așa și am rămas cu Valis, uite așa și-a fost, adică nu are vreo semnificație. Pavel, tu știu că ai fost anterior concurent la X Factor România. Vara aceasta am fost în România și am avut o experiență foarte bună la X Factor. Am cunoscut foarte mulți muzicieni și mi-a plăcut foarte mult. Am avut 3 audiții și degrabă sper să apară pe internet. Chemarea lui Valis spre a colabora cu el nu te-a luat prin surprindere? Nu, chiar. Aș vrea să lucrăm mai departe, pentru că îmi place ce și faci. Doriți să faceți chiar poate o formație? Posibil, este un proiect deja pus, adică noi sperăm să iasă ceva interesant. Mi-am ales o altă cale, sparg pereți, merg înainte, sare pe rană, nu doare, între ploaie și soare, între nopți și stele, se naște adevărul, fugind de gurele rele, fă-ți viața așa cum îți dorești, doar nu te închide în tine, continuă, te rog să iubești zile și nopți întregi, pierdute împreună, să mă ascund de tine, sincer o să zbor pe lună, hai, te rog, vinde-mi tristețe la gramaj, să știi că te-am iubit, nu pentru ambalaj. E ultimul desaj, lăsat pe hârtie. Faptăriți urez în sufletul în pușcărie. Spun în față, mi-a trebuit curaj. Te rog, nu te întoarci. A fost un scurt metraj. Petreceți mult timp în studio de obicei sau puțin? În dependență de piesă, în dependență de lucruri care avem de făcut. Mult. Ultima piesă am trecut 10 ore, adică de la 10 dimineața până la 10 seara. A fost ceva foarte, foarte greu. Și a ieșit ceva foarte comercial în același timp. Hai, că cuvântul comercial, știi, sperie lumea de la bun început. Că auzi comercial, pare senzația că ți-ai vândut piesa, te-ai vândut pe tine pe piață. A ieșit ce a ieșit, am zis mai apoi. Când de la vreo 15 ani, cu vocea, am făcut pian, am făcut 3 ani la Stârcea și am lăsat. Am crezut că o să fiu basketbolist. Un alt vis al tinereții, da? Da, eu iubesc foarte mult sportul și vedeți așa. Combin sportul cu muzica? Foarte mult, da. Ce faceți în afară de muzică? Învățați? Aveți un serviciu? Nu, eu nu învăț. Eu am făcut armată. Când m-am dus la armată, mie mi-a spus că eu o să fac serviciu în 2 în armate, adică o să cânt în un orchestră militar. Dar nu am mai ajuns pe acolo, am ajuns doar în brigada 2 și... Acolo cântai în armată? Păi sigur, am cântat, am fost la poligon 7 luni și
Am învățat multe piese. Am scris acolo versuri, am scris o piesă deja înregistrată. Trebuie să apară video. Tu, Valis, cu ce te mai ocupi în afară de muzică? Fac facultate, sunt ultima la facultate, să mă ajute Domnul să o finisez, pentru că practic am o lipsă de timp totală din cauza facultate. Fac istorie, specialitate arheologie, să dai seama, da? O combinație foarte frumoasă. Perfectă combinație, da, și să mai spun ce mă ocup, lucrez la radio, da? Să dai seama, fac radio, învăț la arheologie, fac muzică rap, da? Muzică rap, hip-hop. Cu cartea, este o asociație potrivită sau nu? Îți dai seama, puțin diferențează de muzica pop, chiar tare diferențează, pentru că muzica pop, practic, sunt 3-4 versuri pe care le repezi, da, găsești o linie melodică nefavorabilă. Așa de asta este, pentru că muzica rap, anume, se bazează pe un mesaj. Mulți ne oferă întrebare din ce cauză lansăm foarte rar piese, pentru că nu știu ce să faci o piesă, în primul rând ai nevoie de un mesaj puternic ca să ajungă la oameni. Ulterior ai nevoie de o calitate bună, pentru că toată gașca, eu, Nicolae, Pavel, suntem pretențioși la calitate. Adică îmi place mie ceva, Pavel spune că nu, tot de nou, știi? Tot de nou, îmi place mișlu, Pavel, Nicolae spune că nu, începem tot de nou. Asta este, avem nevoie de un mesaj, adică nu citești o carte, nu știu, nu ai mesaj, nu ai ce transmite lumii. Dacă scrii fals, oamenii observă chestia. Ce mesaj doriți să transmiteți prin piesele voastre? Doar sentimente. Scriți piese de dragoste? Avem prima piesă, este despre dragoste, da. Scurt metraj, da. Se numește scurt metraj. Piesa în doi? În doi... Apropo, nu are nicio legătură cu voi doi, piesa, în doi. Cu noi doi nu. Noi doar suntem autori, noi adică și cântăreții. Pentru că mi-a trezit din start curiozitate, pentru că inițial cântați unul parte și altul. Nu, cântăm doar pentru fete frumoase și gata. Ne-am inspirat la un studio, tot nu aici am fost, în altă parte, dar aici totuși am finalizat, am înregistrat totul. Iată, și sperăm să-ți placă. O cafea să-ți fac, am vrut de dimineață să-ți spun că îmi place chiar în ochi, chiar în față. Închide ochii și vino, te rog, mai aproape. Am ceva pentru tine și sper să-ți placă. Chiar dacă lumea zice că sunt rău și înjur, hai să predonăm, dar sunt altul jur. În conturul lumii am să-l fac pentru tine. Am să-ți dau soarele și stelele sublime. Știu că zâmbești acum și știu că îți place. Simt ceva lângă tine, simt ceva întorace. Jocul ăsta are o regulă de bază. Să spui că iubești și cu adevărat adevărat îți pasă. Aruncă dubiile, lasă doar sentimente. Chiar dacă nimeni nu vede, chiar dacă nu ne înțelege, în doi bine ne merge, avem doar o lege. Cu zâmbetul pe față până la sfârșit de poveste. Vreau să mă visez, vom fi în doi, doi, doi. Știți că sunteți foarte populari, chiar și pe YouTube, mă uitam că aveți mii de accesări. Care este grupul țint al vostru? Să le găsesc tinerii, pentru că știu niciun mesaj, nu știu, scurt metraj, sunt două step de spirit. Este vorba despre dragoste, știi că a fost pierdută în prima strofă. Este un mesaj că e bun, deci să pleci, că ai pleacă. Și mesajul 2 este, nu știu, bătaie între suflet și cap. Pleci, dar poate mai întorci, nu știu cât mă gândești. Trebuie să găsesc mulți tineri, pentru că fiecare știe are povestea sa. Povestea fiecare poate fi așezată în vers, dar trebuie să știi cum să o faci. Noi sperăm totuși să le găsesc, pentru că poate și-o găsești o persoană de 40 și fiecare sunt un tineri cu suflet. V-aș zice că aveți oportunitatea zi de zi să promovați 3 valori. Care ar fi acestea? Dragoste gen, nu doar dragoste, știi, față de o persoană, dragoste față de tot ce ne înconjoară, însăși dragoste în bine, știi, bun comportament, să ai grijă de toți din jur, chiar nu de o persoană, chiar și de un animal, știi, adică de un câine care l-ai acasă, asta însăși înseamnă dragoste. Doi, respectul, pentru că nu poți n-ai respect, da, îndeosebi față de persoană mai mică, față de persoană mai mare, cu atât mai mult.
și trei, cred că încredere, pentru că da, pe încredere totuși tot se bazează absolut, o relație se bazează pe încredere, nu știu, un sentiment se bazează pe încredere, viața unui om se bazează totuși pe, în oricare măsură, într-un, pe încredere. Deseori muzica rap pe care o cântă artiștii, mai ales în străinătate, este o asociată cu o revoltă socială, pentru că întotdeauna raperii, acești muzicieni, sunt cei care văd defectele societății. Voi aveți un astfel de mesaj de către tineretul de astăzi să se implice social, să vadă problemele, să le rezolve sau nu prea? Știi cum se naște rap? Nu știu, te întreb pe tine. Rap se naște în Statele Unite, rap, rhythm and poetry, da? Adică poezie pe ritm. Se naște după ce oamenii de culoare din state capătă libertate, după ce au fost asupriți de oamenii al. Uite așa se naște, de aici vine și mesajul, știi, mesajul ăla, ăla nebun, nu știu, turbat, cum să mă exprim corect, dar îți dai seama, e mesaj chiar de la os. Respectiv, să avem și noi piese sociale, cred eu, pentru că nu vrem doar să mergem, știi, pe o temă. Piese sociale, tinere să nu se lase prostiți de... De ce de sus, mă înțeles corect? Pentru că există probleme și la noi cu care... Da, tine... ascultați muzică bună, nu permiteți să se toarne glod în cap. Pentru că așa se face, ne toarnă glod în cap cu găleata. Știi care e tehnica de manipulare în societate de bază? Rămâne media. Media, pentru că când este problemă socială într-adevăr gravă în societate, se organizează concerte, festivități, nu știu, sărbători, știi, de genul, lumea iese în stradă, cântă, se veselește, automat trece planul 2, problema care într-adevăr roade la os, știi? Muzica însăși este metodă de a trezi mințile oamenilor, pentru că tu asculti, da, tu mergi în rută, tu asculti, tu îți dai seama că poartă un mesaj, știi, și te gândești, păi frate, stai că... S-ar putea altfel. Da, primesc, s-ar putea altfel și cineva îmi dă, știi, un șut în fund fără ca să vreau eu. Și uite, asta este, lumea se lasă prostită de TV, de radio-uri, de ziare, de media, de muzică se lasă prostită, pentru că nu-ți dai seama când tu asculti o piesă pop, când știi, are un mesaj la spate, pe care nici nu-ți dai seama că tu-l primești.